Accidentele rutiere se țin lanț în municipiul Drobeta, Turnu Severin. Strada Mareșala Verescu face tot mai multe victime. Intersecțiile sunt tot mai periculoase, iar șoferii circulă cu imprudență, în ciuda accidentelor tot mai numeroase pe strada cu pricina. O mașină s-a răsturnat în urma unui accident produs la intersecția străzilor Mareșala Verescu cu Independenței din Drobeta, Turnu Severin. Impactul s-a produs între două autoturisme, unul dintre ele înmatriculat în Suedia, iar celălalt în județul Dolj. Autoturismul înmatriculat în Suedia s-a izbit de un stâlp de electricitate, după care s-a răsturnat. Trei persoane au fost rănite în urma impactului. De asemenea, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit de urgență cu o auto specială de stingere, cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURT. La sosirea salvatorilor, cele trei persoane implicate în accident se autoevacuaseră. Echipajele medicale SMURT și SAJ au acordat îngrijiri medicale celor trei persoane, acestea fiind transportate în stare de conștiință la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. Pompierii militari au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la cele două autoturisme implicate în accident.